Răbdăm tot satul răbdăm. Pe cantura asta? Păi da. Pe canicula asta vin din vârful dealului, mor de sete, să beau o cană de apă rece de unde? Trebuie să mă duc un kilometru la fântână să iau. Primarul ce spune? Ce primarul? Primarul doar în 14 de noi. Aia face primarul. Probleme cu alimentarea cu apă sunt în aproape toată comuna Scoarța. Pe timpul secetei însă localnicii din satul Beacu Mare sunt cei mai năpăsuiți. La unii dintre ei nici măcar cisterna din care se împarte lichidul vital nu a ajuns în ultima lună. Unde mergeți cu sticlele? La apă, la apă. Cărați de la vecini? De pe unde putem. Păi nu aveți apă la pompă? Nu. De cât timp? O lună și ceva. O lună jumate, cred că, dacă nu două. Și cum vă descurcați? Foarte greu. Foarte greu ne descurcăm. Aveți pentru animale, pentru băut? Nu. Dacă aducem cu bidoanele, vă dați seama. De bani nici nu mai poate fi vorba. Oamenii sunt supărați pe reprezentanții autorităților locale care au promis că vor repara țeava spartă. Niciun semn însă deocamdată. Nu ne dau deloc. Și pe canicula aceasta? Ce să facem? Cărăm că n-avem... N-avem ce face. De baie nici nu mai poate fi vorba. De unde? N-am mai făcut... N-avem nici de spălat, de nimic. A te pus la o floare, de nimic. Autoritățile ce spun? Ce să spun? Ei ne mint de o lună jumătate că dau vina unul pe celălalt. Că ne promit, că ne fac și... Unul dintre localnici a îndrăznit să-l sune pe edilul șef Aurelian Cotârlău, însă fără niciun rezultat. Eu de o lună și două săptămâni am un pahar de apă, un pahar. Un pahar, vă dați cu seama. Și pe ei nu interesează, că dacă ar interesa, spun că e pompa arsă, spun că e aia, că e aia și cel puțin să ne fie adus cu cisterna. Nu sunt capabil. Sunt puși degeaba în funcțiune, că primarul când l-am sunat aseară mi-a închis telefonul și a zis că e la meeting. Și eu i-am spus că e mai important meeting-ul sau e mai important seceta care nu avem apă. Primarul nu a catadixit să vină la fața locului nici când a aflat că echipa de filmare se află în sat, dar a făcut telefonic o promisiune. Acesta a precizat că a împrumutat o motopompă și cu o cisternă pe care o are acasă va duce apă din Blahniță în satul afectat. De țeava spartă nu s-au găsit bani pentru reparații, spune edilul. Nu se mai are. Eu am spart la bitul meu de la buget. Prin rectificat de buget. Între timp, tot weekendul localnicii din satul Beacu Mare au făcut potecă spre locuințele vecinilor pentru a lua apă din fântânile acestora. Știu deja și de câte ori trebuie să dea la manivelă pentru a scoate o găleată cu apă. La 55 de ore iau.